Salutare băieți și bine v-am regăsit la un nou videoclip, mai mult un infovideo. După cum știți, acum vreo 4 sau 5 zile am făcut un videoclip intitulat Am fost banat pe Faceit sau ceva de genul. Băieții mi-au banat acest cont deoarece aveam un alt cont de nivel 8. Mi-au dat bani pentru un multiple account. Toate bune și frumoase, am făcut ticket, am zis, bă, uite cum stă treaba. Mi-am dezactivat contul respectiv de nivel 8. Și nu mai am niciun alt cont. De ce m-ați banat pe ăsta pentru multiple account? Având în vedere că pe ăsta am nivel 10 și pe celălalt 8. Adică nu trebuia să fie invers, să mă banați pe ăsta și să mă lăsați pe... În fine, ați înțeles vă ideea. Le-am făcut tichet și mi-au răspuns, bă, foarte greu, după 2 săptămâni și și-au cerut scuze. Mi-au zis că, bă, nu știam că tu ți-ai dezactivat contul de nivel 8, main-ul. Și mi-au deblocat acest cont. Am zis de-a trecut un videoclip că am făcut în 4 zile sau 5 zile nivel 10. Îmi scriați, bă, n-ai cum să faci nivel 10 în 4 zile. Bă, nu a fost chiar 4 zile, a fost cam 5. În fine, bă, faci destul de repede, hai să vă spun și de ce. În primele 10 meciuri primești foarte, foarte multe, undeva la, nu știu, 50 elo, 60, foarte, foarte, 7, am primit cred că și 80 elo pe meci. Deci primești foarte, foarte, foarte mult elo dacă câștigi primele 10 meciuri. Nu știu, în primele 10 meciuri am câștigat 8 sau 9, nu mai știu exact. Oricum, foarte, foarte mișto la nivel 10 pentru prima oară când am nivel 10. Am jucat aseară ce au meci, băieții, am luat 32 elo. Deci băieții aveau, nu era meciul ăsta, o să vă arăt un alt meci. Deci ăștia, uite, aveau 3200, nu, 2600, 2100, 2000, bă, aveau eu, nu pot să zici că n-aveau. Noi aveam 2200, 2100, 2900, ok. Dar am mai jucat un match. Ăsta e match. Deci fii atent aici cât elo aveau băieții. Deci îi puteam bate, se termina 16-10 dacă nu mă știu, dar 16-10 s-a terminat. Îi puteam bate, păi ce, numai au făcut a mei o grămadă de greșeli. Deci noi aveam 2100, 1900, 1000, deci eu eram cel mai mare, da? Hai să ne uităm la ceilalți. 3200, 3400, 2800, 3700, aproape 3800. Și ăsta aveam 1200, da. Deci pe ăștia luam 50 elo leșer. Am pierdut runde la eco, în fine, match foarte, foarte aiurea. Da, păi cam asta vreau să vă spun, asta este noul meu cont. Evident că numele ăsta o să fie schimbat când o să-mi iau premium. Că, na, le-am pus așa la cantenică, gâe. Și da, cam asta vreau să vă spun. Sunt foarte, foarte fericit că m-au deblocat băieți. Avem aici 72% win rate. Da, nu prea am un joc eu la KD, am 1,2 KD la 39 de meciuri. Bă, KD foarte, foarte mic. Cunosc alții care au KD, nu știu, la 1500 de meciuri, 1-4, 1-3 KD. În fine, eu nu stau să mă joc la KD. Adică stau să salvez sau așa, gen, nu știu, e situație de 2v1 și tu să stai să salvezi. Nu, frate, încerci. În fine, ați înțeles voi ideea. Cam asta a fost videoul. Vă mulțumesc super mult pentru atenția acordată. Bă, sunt foarte, foarte fericit. O să urmez niște videoclipuri incendiare cu Faceit în următoarele zile. O să vedeți acolo meciuri nebune, deci nebune, nebune. Da. Cam asta a fost videoul. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenția acordată. Iar noi ne vom auzi data viitoare. Pa!